Au apărut rezultatele analizelor de laborator prelevate de la cei doi porci aduși din Dolj în Mehedinți. Rezultatele au ieșit negative, ceea ce înseamnă că populația nu are de ce să se teamă deocamdată. Autoritățile au ridicat restricțiile impuse săptămâna trecută. Totodată și în județul vecin, focarul virusului pestei porcine a fost eradicat. Vom încerca de astăzi să nu le mai menținem, să dispunem unităților administrativ-teritoriale să își refacă tot ceea ce au consumat și să avem și să facem niște controle la fiecare oate, să vedem dacă în caz de ceva pot să acționeze rapid. Considerăm că nu mai este necesară aplicarea acestei măsuri, având în vedere că și județul Dolj a încheiat focarul, a parcurs toate etapele prevăzute în manualul operațional privind pesta porcină. De asemenea, așa cum spunea și domnul prefect, cele două probe analizate sunt negative de la porcii proveniți din localitatea Secu. Cred că este momentul să ne reorganizăm cu privire la controlele pe care le vom face în trafic împreună cu poliția și sunt sigură că avem sprijinul dumneavoastră. Cu toate acestea, panicați de zvonurile apărute, mulți dintre mehedințeni au trecut la sacrificarea suinelor din gospodării. În acest caz, medicii veterinari spun că ar trebui luate câteva măsuri. Este bine ca în momentul în care am mers cu probleme de trichină la medicul veterinar, să solicite să ștampileze carnea, să-i dea chitanța, în momentul în care vine spre oraș și este un punct mobil de control, să poată justifice că porcul provine din localitatea care și este controlat sanitar veterinar, atât de trichină cât și examen clinic pentru examen post-mortem pentru pesta porcină. Totodată, prefectul de Mehedinți a cerut direcției silvice să monitorizeze efectivele de porci mistreți aflate pe fondul de vânătoare. Am făcut solicitare la administrația Parcului Național Domoglev Valea Cernei. Dânșii au convocat Consiliul Științific, iar Consiliul Științific a dat aviz negativ în ceea ce privește cei 18 porci care ne-au fost dați prin ordinul de ministru ca și cotă de intervenție. Noi am informat și regia pe directorul general ca să eventual să refacem o nouă ședință a Consiliului Științific. Medicii sanitari, veterinari, polițiștii și jandarmii vor intensifica verificările în târguri în perioada următoare pentru a se asigura că nu sunt aduși la vânzare porci din focarele de pestă porcină africană din țară.